de la prăbușirea regimului comunist, să mai avem de demonstrat de ce a fost vorba de un sistem ilegitim și criminal. Să mi se spună că folosim metafore, că nu e libera nici o metaforă, ci de concepte precis demonstrabile, să mi se spună că e cazul să mergem din nou spre a testa mai mult sau nu vă să credeți, ipoteza comunistă. Nu. Comunismul nu mai este o ipoteză. Din 1917 până la prăbușirea sa oficială în SS, decembrie 1991, nu a fost o ipoteză, a fost o teză practicată cu maniacală osârnie de indivizi care credeau în acest lucru și dacă nu mai credeau la sfârșit, acționau ca și cum ar fi presupus. Poate nu mai credeau. E greu de imaginat că eu știu, Honecker și Gifton mai credeau în primul stat muncitoresc, primul stat socialist al muncitorilor și țăranilor. Articolul 1 din Constituția RDC. Sigur că nu mai credeau. Dar credeau în perpetuarea unui sistem care funcționa prin acest also, prin acest ca și cum, și care a mers până în ultima clipă acționat de o manieră criminală. Regimul nu a cedat decât în momentul în care a știut că nu mai are absolut, nu mai are nicio șansă. Da? Cam asta am putut eu să vă spun și în legătură cu cei care ne propun ipoteza comunistă, un nou reper și cei care ne spun să-l retranspunem, să-l refacem, să jucăm din nou ca pe Lenin, mă refer poate ghele ca Slavoj Žižek și discipolii săi, cred că acolo este vorba de o combinație tristă și alarmantă de histrionism, iresponsabilitate și șarlatanism.